Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Start campaniei de sterilizare. Premierea concursului Cartea pe care o iubesc. O nouă rută aeriană Bacău-Roma-Fiumicino. Adrian Răspopa, cunoscutul pilot de raliuri, a primit post-mortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Onești. Și asta în semn de apreciere și recunoaștere a regretatului pilot. Evenimentul a avut loc luni 13 martie de la ora 17, în sala de spectacole a Cinema Capitol. În mod evident sunt extrem de emoționat. Mulțumesc, Luiza, pentru invitație. Vă mulțumesc că în această seară, deosebit de emoționantă pentru noi toți, aducem în amintirea tuturor, nu doar celor din sală, imaginea omul Adrian Răspopa. Și ce să vedeți? Adrian a reușit ceea ce făcea dintotdeauna, să împartă cu noi meritele lui. În seara asta, asta s-a întâmplat. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, Adrian, meritul este doar acestuia. Noi n-am făcut decât să mijlocim, să facem să fie cunoscut județul prin talentul, abnegația, ambiția, tenacitatea și, nu în ultimul rând, omenia lui Adrian. Pe lângă această onorantă poziție de cetățean de onoare, cred că, în primul rând, Adrian merită prieten de onoare. M-am bucurat și mă bucur în continuare că am fost printre prietenii lui. Și sunt în continuare printre prietenii lui. Văd în sală prieteni apropiați prin care l-am cunoscut și nu face decât să mă bucure faptul că Adrian, așa cum îl știm cu toții, este printre noi și îl simțim printre noi. Domnule președinte, vreau să vă spun un lucru, într-adevăr, continuu. Dacă vrem să facem ceva, dacă vrem ca această amintire să dăinuie și ca Adrian să fie prezent, avem datoria de a continua. Fie că vorbim de raliu, fie că vorbim de turul colinelor, datoria noastră este de a continua în amintirea lui Adrian. Vă mulțumesc încă o dată. Și, domnule primar, mulțumesc. Este un moment în care cu greu îmi găsesc cuvintele, cu greu îmi stăpânesc emoțiile, dar și mai greu este să îmi stăpânesc lacrimile. Am avut bucuria și onoarea de a-l cunoaște pe Adi, de a petrece momente frumoase cu el. Am avut bucuria să mă plimb cu mașina de raliu cu el, cu mașina de drift, și de multe ori să împărțim pârtia de schi, atât cu el cât și cu Luiza. Adi a fost un împătimit al sportului, iar schiul a fost o zonă în care ne-am intersectat pasiunile. La începutul prezentării se spunea că ne aducem aminte zâmbetul lui Adi. Într-adevăr, când am auzit acele cuvinte, mi-am dat seama că, într-adevăr, asta mi-aduc cel mai bine aminte de la Adi. Adi era o fire veselă, eu, unul personal, nu l-am văzut niciodată trist, tot timpul zâmbea, tot timpul era pus pe șotii, pe glume. Au fost momente frumoase care mi le amintesc cu plăcere. Mi-aș fi dorit ca acest moment, ca la acest moment să fie cu siguranță Adi. Nu rămâne, după câte cuvinte frumoase s-au spus înaintea mea, decât să spun Dumnezeu să îl ierte, să-i odihnească sufletul în pace și familia să o întărească. Mulțumesc! Vă mulțumesc
mulțumesc din suflet în numele meu, al soțului meu și al lui Adi. Mulțumesc Luizei pentru că ei se datorează această seară și tuturor prietenilor, și oficialitățile pentru Adi erau tot prieteni. El bătea la ușă, ieșea pe ușă, intra din nou. Și în special vreau să vă mulțumesc vouă, celor care v-ați uit din nou în Abii Oameni, în mașini, și ați venit să ne fiți alături în această seară. Adi, îți mulțumesc că ne-ai ales să fii părinții tăi. Dacă n-aș fi așa de pustită, aș fi foarte mândră. Oricum sunt mândră de tine. Te iubesc. Nu avem cum să fim fericiți astăzi. Dar nici nu avem cum să nu fim fericiți astăzi. Sunt onorat să urc aici pe această scenă după două persoane atât de importante pentru Adi, după doi oneșteni. N-am avut legături cu această localitate. Eu sunt din Câmpulul Mușcel. Am locuit mult timp în București. Dar nebunul frumos de Adi a făcut cum a făcut și iată că m-a adus, nu prima oară, bineînțeles, m-a adus cu ocazia raliului de mai multe ori aici și iată că ne aduce în continuare. Cred că a spus domnul președinte al Consiliului Județean un cuvânt mai devreme, continuăm. Cred că ăsta este cuvântul care trebuie să domine și sper că nu vă supărați că vi l-am furat, domnule președinte. Este cuvântul care trebuie să domine ceea ce se întâmplă cu noi. Trebuie să continuăm ceea ce a început Adi, ceea ce am început împreună cu el acum mulți ani, pentru că ne-a arătat că sunt lucruri frumoase, lucruri benefice pentru sport, pentru localitate, pentru tot ceea ce înseamnă iubirea pentru ceea ce facem. Și cred că mai mult nu ar trebui să spun. Haideți să continuăm în anii l-aminti pe Adi. Haideți să continuăm ceea ce a început el. Luiza, te iubim și oricând suntem alături de tine. Și continuarea asta, bineînțeles, se face punând umărul la acest lucru cei dragi, în primul rând, familia, apropiații, dar este nevoie întotdeauna de implicarea autorităților, implicarea celor care, prin decizii pe care le iau, fac cu adevărat ca lucrurile să se implementeze. Și nu numai în numele Federației, ci și în numele Team Adi Răspopa, eu am venit de la București cu un semn de apreciere pentru cei care suntem siguri că vor continua împreună cu noi amintirea lui Adi Răspopa. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că Adrian Răspopa a fost multiplu campion național la grupa A în campionatul național de raliuri. A trecut în rândul celor drepți în 2021, în timp ce participa la raliul Iașului. Joi, 16 martie, la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești, a avut loc premierea concursului Cartea pe care o iubesc. Reamintim faptul că de-a lungul timpului, numărul elevilor interesați de a concura a crescut simțitor, poate și grație faptului că administrația publică locală, prin primar Victor Laurențiu Neghină, dar și Consiliul Local Onești, au aprobat fonduri pentru recompensarea în bani a ocupanților podiumului. Mai multe detalii în minutele următoare. Din respect pentru lucrările din ce în ce mai bune pe care le trimiteți. Niște lucrări care ne-au impresionat și ne-au făcut weekendul mult mai interesant. Și țin să vă felicit pentru asta. 80 de lucrări în acest an la ediția 6 a concursului Cartea pe care o iubesc. Și să mai spună cineva că tinerii nu citesc și stau doar cu gadgeturile în mână. Se înșeală amarnic. Eu de fiecare dată când am ocazia spun acest lucru, pentru că la mai toate concursurile
și la toate provocările pe care Biblioteca Rosetti le-a lansat către voi. Ați participat în număr mare, dar mai ales conținutul lucrărilor, a eseurilor, a desenelor, a creațiilor voastre a fost unul foarte, foarte bun și la un nivel destul de ridicat. Bună ziua, dragi elevi, bună ziua, dragi profesori, și vă mulțumesc mult că veniți chiar și aici la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Radu Rosetti. Știți că sediul principal a intrat în un proces de reabilitare și modernizare, dar tot spre binele nostru al tuturor, pentru că de la începutul anului viitor veți avea parte de o bibliotecă municipală, să zicem, unică în Moldova și printre puținele biblioteci de municipiu din țară care vor avea dotări de nivel înalt. Știu că vă interesează, o să vă spun că o să avem o sală dotată cu ochelari VR, o să avem pe partea de digitalizare, sălile de internet vor fi dotate cu aparatură de ultimă generație și alte lucruri interesante pe care o să le descoperiți începând de anul viitor. Până atunci ne descurcăm cum putem și vă așteptăm când doriți să împrumutați carte sau să veniți la noi la Muzeul Municipal de Istorie. Acolo avem o bibliotecă foarte dotată, temporară, dar și aici la filiala Cosânzean. Și să revenim acum la concursul Cartea pe care o iubesc. Noi avem un pretext de dragobete să lansăm acest concurs. Vrem să fie la începutul anului și iată, ne ajungi la a șasea ediție. Concursul a debutat în 2018, iar de la an la an am observat un interes foarte ridicat din partea voastră. Tocmai de aceea am propus domnului primar ca ediția de începând de anul acesta, concursul să fie și bugetat. Sunt foarte bune diplomele, sunt foarte bune cărțile, dar cred că și premiile în bani sunt foarte importante, mai ales pentru voi cei tineri. Așa că e prima ediție din acest an în care Primăria Municipiului Ionești și Consiliul Local finanțează acest concurs. Dați-mi voie să încep expunerea mea într-un stil nu tocmai academic și să spun: Doamne, ce lucrări bune ați scris și cât sunteți de grozavi! Vă felicit din toată inima! Mă bucur mult că în acest an pot fi împreună cu voi și vă mulțumesc atât în numele meu cât și al colegilor mei, cu care împreună de vreo 6 ani încoace ne îngrijim de acest concurs dedicat cărții, lecturii și emoției. De ce spun și al emoției? Spun asta pentru că a fi îndrăgostit de o carte este un sentiment prea prețios pentru a rămâne cuibărit în sufletul vostru. El trebuie exprimat, pentru că tot ce e plin de emoție aduce emoție. Și ce poate fi mai frumos decât a fi îndrăgostit chiar și de o carte? Am îndrăznit să vă cerem să împărtășiți cu noi iubirea pe care o purtați în suflet pentru cartea voastră dragă. Și vă mulțumim că ați acceptat. Vă mulțumim pentru gândurile și cărțile ambalate în emoții și vă asigurăm că le vom păstra cu grijă în sufletul acestui concurs. Așa cum bine știți, concursul Cartea pe care o iubesc nu este un concurs de recenzii literare, ci unul în care aveți oportunitatea de a vă exprima iubirea pentru cartea aleasă, ceea ce ați și făcut majoritatea dintre voi. Anul acesta, așa cum spunea și domnul director, concursul nostru a ajuns la ediția a 6-a și a însumat 80 de lucrări. Școlile și liceele participante au fost Școala Gimnazială numărul 1, Școala George Călinescu, Școala Gimnazială Emil Racoviță, Colegiul Național Dimitrie Cantemir, Colegiul Național Grigore Moisil, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Liceul cu program sportiv Nadia Comăneci și Liceul Tehnologic Petru Poli. Start campaniei de sterilizare este vestea dată de primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină pe rețelele de socializare. Acesta i-a îndemnat pe oneșteni să-și aducă câinele sau chiar câinii la sterilizat. Este gratuit. Totul ca la carte. Mulțumesc Rescue Dog pentru sprijin și implicare personalului din adăpostul de câini Onești și tinerilor medici și asistenți implicați în acest program de sterilizare pentru dăruirea cu care își fac meseria. Astăzi, până la acest moment, au fost sterilizați 61 de câini cu stăpân din Dingo
gospodării cu credința că până la finalul zilei numărul sterilizărilor va ajunge la 100. Acțiunea continuă până duminică. Haideți să înlăturăm cauza și nu efectul. De asemenea, toți cei care se pot implica în procesul de adopție sunt așteptați la adăpost. Pentru programare sună la 0799 201408. Se arată în postarea de pe Facebook a primarului Oneștiului Victor Laurențiu Neghina. La această oră văd că e foarte multă lume, foarte mulți din Onești au venit să-și sterilizeze atât căței cât și pisicile. Cum stați? Foarte bine. În acest moment avem 191 de animale castrate, atât câini cât și pisici. Văd că vin, sunt câini prinși, dar și oneștenii cu animalul din propria bătătură, nu? Da, noi am oferit, de fapt primăria Onești a oferit transport gratuit tuturor persoanelor care nu au fost capabile să-și aducă animăluțul, poate că din cauza că nu au o mașină sau au fost preocupați. Noi am așteptat atât proprietarii care au avut posibilități, cât și am adus din teren mașina primăriei animăluțele la castrat. Dacă ar fi să facem o analiză, cred că e una din cele mai, să zicem, prolifice campanii de sterilizare, dacă e să vorbim per total, pentru că foarte, foarte mulți câini și ieri au fost mulți și astăzi sunt mulți. Suntem foarte fericiți de când lucrez eu aici, de la sfârșitul 2019. Este cea mai mare campanie de sterilizare pe care am putut-o oferi câinilor cu și fără stăpân. Mii de mulțumiri fetelor de la Rescue Dogs. Ele au suportat costul operației, să zicem. El este domnul doctor Radu Gheorghe, care ne-a sprijinit și colaborăm cu el de la sfârșitul 2019. Încoace nu am avut niciun câine de mort până acum și Doamne ajută așa să fie de acum înainte. Să se mențină numărul 0. Da. Okay. Cum a fost domnul doctor până acum? Campania a decurs foarte bine. Avem 191 de animale operate, majoritatea fiind câini. Cei mai mulți câini, asta înseamnă că va avea un succes, să zicem, această campanie de prevenire a abandonului la câini, la pui. Exact. Probabil aceasta va fi cea mai mare campanie care s-a făcut vreodată în România. Sperăm să depășim 500 de câini. Wow, 4 zile. 4 zile, 500 de câini, asta înseamnă cât? Peste 100 de câini pe zi? În jur de 125 de câini pe zi. Ieri am avut 127 de animale operate. Se operează la foc automat, dacă pot să spun așa. Câți medici sunt? Echipa noastră este formată din 3 medici și 4 asistenți. Văd că lucrați bine în echipă, ceea ce e foarte bine, pentru că până la urmă scopul e să sterilizăm cât mai mulți câini. Sau, mă rog, dumneavoastră să faceți. Da. Dar avem și foarte mulți voluntari care ne ajută. Și asta contează foarte, foarte mult pentru noi. First time in Onești? No, we've been here for 3 years already. How many dogs have operated today? About 200, I think, for now. You are satisfied? Very, very much, yeah. Ipoteze noi în cazul descoperirii de la Negoești, comuna Ștefan cel Mare. Oamenii legii au demarat o amplă anchetă, cazul fiind preluat de Bacău. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că descoperirea a fost făcută duminică după amiază, 12 martie, de un tânăr de 36 de ani care se plimba prin zonă. Într-un loc în care erau abandonate mai multe deșeuri, a zărit în iarbă câteva etichete, mai multe resturi ceramice, dar și mai multe monede. Tânărul a anunțat de urgență poliția, iar oamenii legii au sosit la fața locului pentru a investiga. Etichetele arată că obiectele provin de la diferite muzee din toată țara. În imediata vecinătate puteau fi zărite mai multe vestoane militare într-o avansată stare de degradare. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au deschis o anchetă în acest caz în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Se arată în informarea transmisă de subcomisar de poliție Cătălina Păduraru, purtător de cuvânt al IPJ Bacău. Locul în care au fost aruncate cele 100 de monede, dar și cele 44 vestigii arheologice, nu a fost ales întâmplător. Acestea indică faptul că persoana a folosit locul pe care îl folosesc și localnicii pentru a se debarasa de deșeurile din gospodărie. O nouă rută aeriană Bacău-Roma-Fiumicino. Aceasta va fi operațională de la 1 iunie. Veste bună pentru cei care vor zbura de la Roma către România, respectiv Bacău, dar și invers. Aeroitalia, compania aeriană italiană, în optica creșterii propriului network de zboruri, are plăcerea de a anunța deschiderea unei noi rute între Bacău și Roma. Zborurile care vor conecta aeroportul din Bacău cu Roma-Fiumicino, începând cu 1 iunie 2023, vor fi operate de aeronave de timp Boeing 737
27.800 cu 189 de locuri și sunt programate în fiecare zi de marți, joi și sâmbătă cu următoarele orare. Plecare din Roma Fiumicino la ora 11.05, sosire la Bacău la ora 14.20. Plecare din Bacău la ora 15.10, sosire la Roma Fiumicino 16.25. Aeroitalia continuă cu intenția de a extinde rețeaua de destinații disponibile și de a oferi o experiență de călătorie caracterizată prin prețuri competitive și servicii excelente la bord. Biletele sunt deja în vânzare pe site-ul www.aeroitalia.com și în toate agențiile de turism care folosesc sisteme de distribuție de tip GDS. Pentru a sărbători lansarea acestei noi conexiuni, Aeroitalia a pus în vânzare numeroase bileturi la prețuri promoționale care pornesc de la 39,99 de euro pe sens de călătorie, taxe incluse, ce pot fi achiziționate de pe site-ul companiei. Gaetano Intrieri, Chief Executive Officer, Aeroitalia, a declarat: Bacăul va fi punctul de intrare în regiunea Moldovei, iar Aeroitalia este mândră să înceapă operarea unei noi rute pentru a stimula schimburile economice și culturale între Italia și România. Scopul companiei este de a oferi cel mai bun serviciu de conectare atât pentru clienții business, satisfăcând cererea puternică a pieței. Președintele executiv al aeroportului internațional Bacău, Radu Bezniuc, a declarat: Aeroitalia este prima companie aeriană înscrisă în proiectul Bacău Reconnect, dezvoltat de Consiliul Județean Bacău, în parteneriat cu aeroportul internațional Bacău, George Enescu. Destinația Roma este a doua cea mai importantă destinație pentru pasagerii care călătoresc din Bacău. Odată cu introducerea a 3 zboruri săptămânale, începând cu 1 iunie 2023, călătorii din Bacău vor putea beneficia de întreaga rețea a Aeroitalia și a partenerilor săi din importantul hub Roma, se arată în comunicatul de presă. Abandonul școlar, o mare problemă a învățământului românesc, iar măsurile luate până în prezent nu au fost de natură să mai oprească din numărul mare al celor care decid să-și abandoneze școala. Combaterea abandonului școlar este o prioritate pentru PNL, iar în noile legi ale educației sunt prevăzute măsuri pentru realizarea acestui obiectiv. Pachetul de lege a intrat în dezbaterea guvernului. Începând cu anul școlar 2023-2024, mai mulți elevi vor beneficia de o masă sănătoasă la școală. Cel puțin 1 milion de copii și adolescenți vor fi incluși în program pentru a îndeplini acest obiectiv. Investiția a fost majorată la 2,5 miliarde de lei. Măsura este parte a planului strategic integrat de reducere a abandonului școlar. De asemenea, se urmărește creșterea retenției studenților în instituțiile de învățământ superior. Vor fi implementate politici și practici de nenmatriculare a studenților de tipul a doua șansă și va fi dezvoltat un instrument de monitorizare a tranziției către învățământul superior și de avertizare timpurie a abandonului universitar, a transmis deputat Cătălina Ciofu, parlamentar de Bacău din partea PNL. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 18 martie, cerul va fi parțial înnorat. Pot să apară averse de ninsoare, dimineața în special, iar mercurul în termometre urcă până la valori de 8 grade Celsius, în timp ce noaptea minima coboară până la 1 grad Celsius. Duminică 19 martie, cerul va fi senin, mercurul în termometre ajunge până la valori de 14 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1 grad Celsius. Luni 20 martie, cerul va fi parțial înnorat, spre prânz iese și soarele, maxima zilei ajunge până la valori de 17, chiar 18 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 5 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.